Aici acest proiect a constat în demontarea acoperișului vechi, care era făcut din locatari, ce au avut ei la îndemână. Noi am dat jos tot, după care am reconstruit structura, șarpanta, după care am venit cu tabla marca Careta. Și am avut colaborare foarte bună, pentru că fabrica fiind aici, chiar în comuna Tomie, județul Iași, am putut colabora în sensul că s-a făcut toate produsele aici pe loc. N-am fost nevoit să aștept să-mi aducă de la Brașov sau de la Suceava. Deci totul a fost la îndemână. Da, e mai eficient. Și am putut să lucrez foarte bine cu dânsă. În general, lucrez cu dânsă mai bine decât cu alte firme, pentru că am echipă de agenți care fac vânzarea, sunt foarte, foarte operativi, da. Și ne ajută foarte mult în ceea ce realizăm noi, ca meseriași. A fost o lucrare dificil de realizat? Deci, având în vedere că acest bloc este locuit în permanență, noi, în general, unde lucrăm, asigurăm pe locatari că nu o să le plouă absolut deloc. Suntem pregătiți cu prelate, cu ceea ce este nevoie. Deci, și chiar avem sprijin de la Careta cu orice problemă. Și deci, de asta noi reușim să facem proiectele de așa ambergură cu brio până la final. Domnul Costel, vă mulțumesc foarte mult pentru acest interviu și vă dorim cât mai multe proiecte realizate în parteneriat cu firma Careta. Vă mulțumesc și...